Parlamentul a votat astăzi o lege care prevede construirea de către statul român a autostrăzii A8 Moldova între Târgu Mureș, Iași și granița de est, într-un interval de timp de patru ani de la intrarea în vigoare a legii. Proiectul a fost susținut de parlamentari din toate partidele politice și astfel a trecut de Camera Deputaților cu 261 de voturi pentru și doar două voturi împotrivă și cinci abțineri. Noul proiect, denumit Autostrada Unirii, urmează să fie finanțat de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor responsabil pentru coordonarea realizării obiectivului în limita sumelor aprobate anual din credite externe și din fonduri europene disponibile în cadrul exercițiului financiar multianual 2014-2020. Culmea este faptul că, deși aleși, indică Ministerul Transporturilor ca fiind cel care este responsabil de construirea autostrăzii, Guvernul României a trimis anul trecut un punct de vedere legislativului în care a susținut clar că nu susține acest proiect. Guvernul a arătat atunci că doar un sector din acest drum, respectiv respectiv Târgu Mureș, Târgu Neamț, costă 6,3 miliarde de euro și nu poate fi susținut integral de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor. Guvernul mai susține că termenul inițial de realizare a unei autostrăzi poate fi stabilit doar în urma studiului de fezabilitate, iar termenul final doar după semnarea contractului de execuție. Mai multe ONG-uri au cerut insistent în ultima perioadă demararea acestui proiect și au solicitat termene clare de la guvern pentru execuția autostrăzii Moldova. Legea va merge acum la promulgare la președinte intele României.